2000 de lei pentru fiecare nou născut la Constanța. Este proiectul votat într-o ședință recentă a Consiliului local Constanța, prin care părinții vor primi ajutorul de 2000 de lei. Propus de consilierii socialdemocrați, programul BB Truso se concentrează pe creșterea natalității, îmbunătățirea calității vieții, sănătății și echității, oferind copiilor șanse egale indiferent de mediul lor socioeconomic sau etnic. Ajutorul în valoare de 2000 de lei se va acorda prin intermediul unui car securizat pentru a cumpăra produse destinate îngrijirii copilului. Benefici beneficiarii care nu vor utiliza bani într-o perioadă de maximum un an de la momentul emiterii cardului nu vor mai putea utiliza suma rămasă pe card, banii fiind reatribuiți noilor solicitanți. Cardul nu poate fi utilizat pentru retragere de numerar.